Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanović și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Focus la prima oră special. Haideți să vedem cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de la noi și de peste hotare. O fetiță de numai 6 ani are un dar special. Dresează cu ușurință și îmblânzește orice câine, chiar și pe cei care sunt mai înalți ca ea. Boșdeuca lui Creangă intră în reparații. Ultima restaurare a fost acum 36 de ani, iar trecerea timpului a lăsat urme pe casa în care a locuit povestitorul. Noul acvariu din Constanța va fi gata peste 3 ani. Vor putea fi admirate specii de pești din toate mările și oceanele lumii și chiar pinguini. Celebrele exponate de ceară de la Madame Tussauds pot fi văzute acum și în Dubai. Prețul pentru realizarea unei astfel de sculpturi este de aproape 200.000 de dolari. Așadar, la doar 6 ani, o fetiță are o pasiune mai puțin obișnuită pentru vârsta ei. Micuța este deja maestră în arta dresajului canin. Oare se pricepe și la cei mici pufoși? Ar trebui. Cum e al tău, nu așa? Da. De cele mai multe ori, câinii pe care îi dresează sunt chiar mai mari ca ea. Tocmai de aceea am și spus de-ai mei. Fetița i-a uimit și pe dresorii profesioniști prin modul în care se impune în fața patrupedelor. Siguranța și curajul Antoniei a determinat pe părinții săi să investească și mai mult în pasiune. Micuței. Totul este răsplătit atunci când pot spune cu mândrie că fetița lor este unul dintre cei mai mici dresori pe care i-are România. Așteaptă! Așteaptă! Hop! Hop. Bravo! Șezi! Șezi! Nu, șezi! Șezi! Solo șezi! Da. Ce urmează să faci acum cu cățelul? Acum o să fac aport. Acest ciobănesc belgian este atent la fiecare mișcare inițiată de Antonia. Așteaptă sau sare peste obstacole și mereu își primește recompensa. Fetița și-a dezvoltat o abilitate extraordinară în lucrul cu câinii, spun părinții ei. Atenția și răbdarea pentru un copil de 6 ani sunt calități rar întâlnite, iar părinții au observat aceste lucruri și muncesc zilnic împreună cu ea. Ne spui numele prietenului tău? Lizzie. Este fetiță? Da. Și ce îi place cel mai mult să facă? Îi place să alerge, să se joace și să mai facă chestii noi. Îi plac câinii de talie mare, dar reușește să-i țină în frâu și pe cei mici. Arta dresajului implică disciplină și micuța Antonia a învățat asta chiar de la tatăl ei, dresor profesionist. N-am insistat niciodată să învețe dresaj, pot spune că nu i-am explicat niciodată, pur și simplu a furat meseria de la mine. Are pasiune, simte câinii, observă foarte bine comportamentul lor și de fapt asta trebuie îndresat să simți câinele. Și el își simte deja. De o viață, de când e mică, a crescut cu câinii și s-a integrat perfect în haita lor. Pandemia i-a determinat pe români să-și cumpere animale de companie, crezând că totul e ușor cu ele. Însă, au realizat că și acestea au nevoie de educație, astfel că numărul celor care apelează la dresaj profesional este în creștere. Tot pandemia a dat naștere unui nou concept de dresaj, la hotel. Proprietarii preferă să vadă rezultatele evoluției patrupedelor într-un timp scurt și preferă să-i lase o perioadă la hotelul de dresaj. Aici antrenamentele sunt intense și se întind pe ore bune în decursul unei zile. Sunt foarte multe site-uri de specialitate, dar nu oferă chiar totul pe tavă proprietarilor și de multe ori proprietarii nu știu exact cum să-și educe câinii, cum să-i crească. Sunt două programe de dresaj. Dresajul de grup la care participă proprietarii și lucrează sub îndrumarea mea sau dresajul în regim hotelier pe perioada căreia câinii rămân cazați la noi cât timp sunt educați. Profesioniștii ne dau un sfat extrem de prețios. Dacă vă doriți un animal de companie, este important să-i oferiți și timp. Viețile marilor scriitori au lăsat urme care dăinuie și astăzi prin locurile în care au trăit. După 36 de ani, celebra boșdeuca lui Ion Creangă din județul Iași va fi în sfârșit reabilitată. Casa în care se află mai multe colecții importate cu piese vechi va primi o nouă fațadă. Boșdeuca este primul muzeu literal din România și a fost deschis în 1918. Reabilitarea casei lui Creangă va respecta planul inițial al construcției, spun specialiștii. În decursul timpului, boșdeuca a fost restaurată de 4 sau 5 ori, iar de la ultimele reparații au trecut deja 36 de ani.
prima dată în 1918 când s-a deschis muzeul, ultima oară a fost restaurată în 1985. Timpul și-a spus cuvântul, iar acum Bojdeuc are din nou nevoie de reparații majore, mai ales la acoperișul prin care începe să intre apa. Aproape 2 milioane de euro costă lucrările de restaurare ale Bojdeucii. Reușim să renovăm primul muzeu literar din România, care a luat naștere în 1918, Bojdeuca lui Creangă din Țicău. Proiectul este realizat printr-un proiect transfrontalier împreună cu Raionul Făleș din Republica Moldova. Proiectul are o valoare de 1.700.000 de euro, dintre care 1.500.000 sunt fonduri nerambursabile. Peste 50.000 de oameni trec anual pragul Bojdeucii Creangă, aceasta fiind pe primul loc în Iași la capitolul muzee vizitate. Ajungând în Iași pentru prima dată, am hotărât să vedem Bojdeuca în primul rând, pentru că am auzit că este o parte din istoria Iașiului, este ceva fascinant. A fost un tur interesant, cu prilejul vizitei noastre în Iași, noi stăm de la București. E un loc pe care trebuie să-l vizităm odată ce suntem aici. A fost o experiență cu adevărat unică. La școală doar auzi din povești așa cum arăta casa și detalii destul de puține, dar e frumos să le vezi. Suntem în odaia în care a venit să locuiască Creangă la vârsta de 35 de ani. Era într-o perioadă grea a vieții, fusese dat afară din casa bisericii de la Golia, își pierduse slujba de diacon, de învățător. Așa începe fiecare prezentare pentru turiștii care ajung la Bojdeuca lui Creangă din Țicău, de la Iași. Fiecare vizitator rămâne cu imaginea unei căsuțe mici, dar pline de obiecte vechi și aer literar, unde marele scriitor moldovean a știut să își pună amprenta care dăinuie peste ani. Până la jumătatea lunii ianuarie anului viitor, județul Neamț va fi un reper în lumea artei plastice din țara noastră și asta datorită artistului Laurențiu Dimișcă. Acesta a deschis oficial Salonul Internațional de Artă Singulară și Artă Naivă, unicul de acest fel din România. Pentru a transmite cât mai multă emoție, artistul a amenajat totul chiar în propria sa casă, pe care a transformat-o într-o adevărată operă de artă. Zeci de lucrări din spectrul artei singulare, opere unice în această lume, dar și din cel al artei naive, lucrări de pictori amatori, care însă transmit mesaje extrem de puternice, pot fi admirate până la finalul anului la Dimișcă Art Gallery. Pentru vernisajul expoziției, artistul Laurențiu Dimișcă a adunat lucrări semnate de peste 70 de artiști din toate colțurile țării. E o pasiune de-a mea, îmi place să o fac și pe art curatorul, în sensul că și eu la rândul meu am fost promovat de către alții și atunci cu posibilitățile mele și ale celor din jur reușesc să îi promovez și pe cei care au talent, știu eu, și spun multe, probabil în prezent și în viitor. Totul se întâmplă chiar în casa artistului, pe care a transformat-o într-o galerie de artă. Este un eveniment care merită să fie văzut. Laurențiu are ceva de spus. Este o explozie de culoare, de imaginație, de creativitate și mă bucur din suflet. Înseamnă a scoate din anonimat ținuturile noastre, înseamnă ceva cu totul deosebit, înseamnă un punct valoros, poate chiar pentru turismul nemțean. Cred că se poate promova județul, pentru că Laurențiu permite asta. Pot în primul rând oamenii să fie inițiați în ideea de artă. Începem încetul cu încetul să vedem viața în culori, nu? Până acum am văzut-o în nuanțe, acum începem să vedem lucrurile colorat, cum îi place lui să spună. Deci avem nevoie și de culoare în viața noastră, pentru că, să fim de acord, viața noastră a avut cam prea mult alb și negru, cam atât a avut până acum. Pentru unii artiști care și-au expus lucrările aici, aceasta este o oportunitate imensă de a se lansa în carieră. Da, cred că misticul e ceea ce le unește, pentru că eu mereu am fost interesat de metafizică, de spiritualitate, de religie, tot ceea ce ține de spectru exterior fizicului. Și asta se vede în lucrările mele foarte mult și o imaginație foarte puternică. Este o formă de promovare foarte frumoasă, o inițiativă interesantă, originală, mai ales aici într-un satuc din Gravăi, deci nu, cu o,
posibilitate enormă de dezvoltare pentru mine, cât și pentru ceilalți artiști, sigur. Salonul de artă, aflat la numai 10 km de orașul Piatra Neamț, va rămâne deschis până pe 17 ianuarie 2022. Lucrările expuse pot fi nu doar admirate, ci și cumpărate. Au prețuri între 100 și 10.000 de euro. Zilele acestea s-a deschis la Oradea primul muzeu al francmasoneriei din estul Europei. Amenajat în fostul templu al lojei orădene, spațiul le prezintă vizitatorilor obiecte folosite în ritualuri, dar și o sală de ceremonii reabilitată după reguli stricte. Cei care vor trece pragul muzeului pot afla informații mai puțin știute despre Mihail Sadoveanu, Octavian Goga sau Spiru Haret, unii dintre cei mai cunoscuți masoni români. Lucrările de reabilitare ale fostului templu ale lojei masonice regele Ladislau din Oradea au fost finalizate iarna trecută și au costat aproximativ 6 milioane de lei, bani europeni. Restauratorii au respectat structura inițială a clădirii, precum și designul interior. De o săptămână, imobilul a devenit muzeul francmasoneriei, singurul de acest gen din România și din estul Europei. În partea dreaptă a templului, vizitatorii pot vedea o expoziție care prezintă istoria mondială a masoneriei, din secolul al XVIII-lea și până în prezent. Vizitatorul, în primul rând, se familiarizează cu obiecte de genul paramentele, care sunt specifice unui port al marelui maestru. Vorbim de colan, de șorți, de mănuși sau chiar de medalii cu pietre prețioase. Sunt cele două săbii de Toledo, sabia înflăcărată, care o poate atinge și o folosește doar marele maestru. În aceeași încăpere sunt expuse documente, fotografii și obiecte folosite de masonii români din ultimul secol. În imagini sunt prezentați și cei mai de seamă membri ai lojelor românești, Vasile Alexandrii, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga sau Spiru Haret. Cele peste 100 de obiecte au fost împrumutate de la colecționari, dar și de la Marea Lojă Națională. În partea stângă a fostului templu a fost amenajată o sală de ceremonii, astfel ca vizitatorul să înțeleagă întocmai cum se desfășurau acestea. În partea stângă putem să admirăm biroul marelui maestru, după cum bine putem vedea ele la cel careva decizie. Scaunele din spate sunt pentru invitații săi, iar în partea dreaptă putem să admirăm biroul trezorierilor, iar restul locurilor din templu erau destinate celor care participau la întâlnire. Nu lipsesc săbile și nici Biblia, care era așezată pe o masă în fața biroului conducătorului suprem al lojei. Muncitorii au respectat cromatica din trecut, tavanul și pereții fiind vopsiți cu albastru, o culoare predominantă în masonerie. Pe pereți putem să admirăm cele 12 zodii, care sunt foarte bine reliefate. În spate putem să admirăm de asemenea câteva dintre simbolurile specifice masoneriei. Muzeul francmasoneriei din Oradea este compus și din alte două încăperi. Prima este cabinetul de reflexie, iar cea de-a doua este biroul maestrului lojii, de unde nu lipsesc obiectele de îmbrăcăminte ale acestuia, bastonul și carnețelele în care își nota activitatea. Deși s-a deschis de scurt timp, muzeul a devenit un principal punct de atracție. Foarte mulți oameni au venit cu foarte mare drag, au plecat cu o părere extraordinar de bună. Muzeul francmasoneriei din Oradea poate fi vizitat de marți până duminică în intervalul orar 10-18. Biletul de intrare costă 10 lei pentru adulți și 5 pentru copii. Vești bune pentru turiștii care ajung la mare. Peste 3 ani vor putea vizita un nou acvariu. Noua construcție va fi asemănătoare cu cele din Spania, Germania sau Turcia. Pe lângă speciile de pești din toate mările și oceanele lumii, chiar și din Amazon, în noul acvariu vor putea fi văzuți și pinguini. Actuala clădire, o emblemă a orașului Constanța, s-ar putea transforma în restaurant. Noul acvariu va avea două bazine de tip tunel, în care turiștii vor vedea pești din toate mările lumii, rechin de talie mare și pești autohton din Marea Neagră și din Dunăre, inclusiv sturioni. Suprafața clădirii va fi aproape triplă, 2600 de metri, pe trei etaje. La intrare vom avea două bazine, un bazin cu ecosistem deltaic și unul amazonian, pești de apă dulce. Vom avea un ocean planetar, rechin, pești lună, pisică de mare. Avem pești de coral, avem pești de apă dulce, avem de asemenea mai nou și brăscuțe de uscat. Cea mai mare atracție o are bazinul de coral, pești viu colorați, care sunt o atracție mai ales pentru copilași, și pești colorați care încântă foarte, foarte tare.
Vor mai fi 4 acvarii mici cu pești din Amazon, dar și din Delta Dunării. Marea atracție va fi bazinul de pinguini. Aceștia au nevoie de un anumit mediu și de temperaturi speciale. În fiecare vară la Constanța, acvariul și cu delfinariul sunt principalele atracții pentru mii de turiști. Sunt de departe cele mai vizitate și nu de puține ori se formează cozi kilometrice. Un nou acvariu este necesar pentru Constanța, deoarece îmbunătățește semnificativ oferta turistică în zonă. Acest obiectiv are mari șanse să îmbunătățească oferta turistică a zonei de litoral. Contractul noului acvariu costă jumătate de milion de lei. Pentru elaborarea proiectului tehnic se va lucra cu biologi, iar ei își vor spune cuvântul. Pentru actualul acvariu, care funcționează pe faleza cazinoului, autoritățile județene nu s-au decis încă ce folosință să-i dea. Ar putea fi păstrat în forma actuală ca un acvariu mai mic sau ar putea fi transformat în restaurant. Nu, lăsați-o cu restaurantele, că avem destule. Ar fi bine să rămână un punct al acvariului cu ce consideră dumnealor că e de văzut. Ar fi păcat, sincer, să se renunțe și la acesta, întrucât datează de foarte mulți ani și face parte din cultura Constanței. În noul acvariu vor fi amenajate mai multe spații de joacă pentru copii, inclusiv un teatru destinat acestora. Dacă lucrurile se vor desfășura conform planului în maxim 3 ani, noul acvariu ar trebui inaugurat. Indiferent de agitația din lume, natura își urmează întotdeauna cursul. Zona de munte a Vrancei este în aceste zile martora unui spectacol fascinant, numit Boiștea sau Bătaia Păstrăvului. E momentul în care femelele de păstrăv depun icrele într-o liniște desăvârșită. Păstrăvul indigen sau păstrăvul de munte, Salmo trutafario, este salmonidul cel mai răspândit în apele noastre de munte. Boiștea sau bătaia, cum mi se mai spune, are loc prin lunile octombrie-noiembrie, când apa de munte s-a răcit până la 7-8 grade Celsius. Depunerea icrelor este mai timpurie în apele reci și în toamnele mai scurte și mai târzie în apele care se răcesc mai târziu sau în toamnele lungi. Practic, femelele depun icrele într-o zonă din asta plină cu nisip mai grosier și peste vine masculul și depune lapții. Au anumite locuri, în special în zone mai line și cu apă mai mică. Păstrăvul este un etalon pentru calitatea apei. O vorbă din popor spune că bătaia păstrăvului începe când cade frunza arinului, de regulă în luna octombrie. În rezervația naturală Tișița, râul cu același nume a rămas fără păstrăvi în timpul inundației din 2005, când peștii au fost duși la vale de apele dezlănțuite. Cristinel Tănase, primul ranger angajat al Parcului Natural Budna, își amintește și acum situația dezastruoasă pe care a găsit-o aici. Când a venit apele mari, au luat toate podurile, toate tuburile. Și drumul care a fost? Și drumul care ducea până la tunel. Erau și mai mult păstrăvi, dar din cauza multor inundații, au și mereu în fiecare an, care au fost inundații mari și mai mari, mai mici, l-au fugărit, l-au dus la vale. Repopularea râului Tișița are început sistematic în 2016 și rezultatele se văd. De vreo 2 ani de zile să știți că se cunoaște efectul repopulării. De la o toamnă la alta am văzut mai mulți păstrăvi în perioada de depunere a icrelor, ceea ce ne-a dus cu gândul și de diferite generații, ceea ce ne-a dus cu gândul că acțiunea de repopulare a fost chiar benefică. Dar chiar și așa, specialistul crede că în acest moment râul Tișița nu găzduiește o populație matură destul de puternică și viabilă care să depună icrele. Drept urmare, acțiunea de repopulare va continua până când păstrăvii existenți vor reuși să asigure puietul necesar. Considerat a fi secretul frumuseții și tinereții Cleopatrei, laptele de măgăriță este tot mai căutat în țara noastră. Fermele de profil au comenzi de 10 de litri pe zi. Asta și datorită faptului că e un remediu pentru afecțiunile pulmonare. Mulți îl folosesc în recuperarea post-COVID, în timp ce părinții îl cumpără pentru a-i proteja pe cei mici de bolile de sezon. Totuși, prețul unui litru de lapte miraculos poate ajunge până la 160 de lei. Soții Anca împreună două fetițe gemene în vârstă de 5 ani. Supărați că micuțele răcesc prea des, cei doi au căutat soluții alternative. Au găsit pe internet referințe bune despre laptele de măgăriță și nu au mai stat pe gânduri. De 2 săptămâni au început cura, iar rezultatele, spun ei, sunt din ce în ce mai bune. Am avut fel și fel de probleme respiratorii, bronșite, pneumonii, laringite și am încercat laptele de măgăriță. Și cum e? Foarte bun, deci ne ajută. De când am început să le dau lapte de măgăriță, nu s-a mai îmbolnăvit.
Înainte le dădeați medicamente, bun? Da, medicamente, da, antibiotic. Cum micuțele se simt mai bine în preajma animalelor, de cele mai multe ori laptele, extrem de slab în grăsim, este cumpărat direct de la sursă. E bun? Da. N-ai mai răcit? Nu. Cum e aici, spune-ne și tu, cum e aici la fel? Bine, că mâncă-i măgăricele. Laptele de măgăriță se bea crud, de obicei dimineața pe stomacul gol, e recomandată o doză între 100-150 de mililitri, indicat să nu se fiarbă, pentru că atunci aș pierde din proprietăți. Afacerile cu lapte de măgăriță sunt tot mai prospere în România. Frații Câmpan s-au mutat în urmă cu 6 ani în satul natal Mierlău, unde au înființat o fermă cu un singur animal. Acum au peste 200 de măgărițe și vând 40 de litri de lapte pe zi. În timpul pandemiei, comenzile s-au dublat, deși prețul unui litru de lapte este de 100 de lei în cazul laptelui normal și de 160 de lei pentru cel premium. Laptele de măgăriță se vinde ca pâinea caldă și la Cluj. O altă familie a investit în anul 2018 într-o fermă de măgărițe. Au început cu 9 și acum au 127. În primul rând, laptele de măgăriță e similar laptelui matern, în proporție de 97%. În concluzie, are practic tot ce are organismul nostru nevoie ca să funcționeze perfect. Rețeaua de clienți a clujenilor este foarte bine pusă la punct și oamenii își primesc porția. Salut! Aduci lopticul. Mulțumesc. Pentru Eric. Mulțumesc! Cu drag! Să-l pui la frigii. Părinții spun că sunt mulțumiți de lapte, chiar dacă prețul acestuia este mai ridicat decât prețul laptelui de vacă. Simt că este un lapte bun pentru copii, mai ales pentru tusea lor și pentru tot felul de chestii pentru imunitate. Și seamănă foarte mult cu laptele de mamă, ceea ce copiii sau oamenii îl adoră. Cum laptele se consumă crud, specialiștii recomandă depozitarea lui la rece, dar nu mai mult de 10 zile. Chiar dacă sunt departe de casă, românii din Marea Britanie s-au asigurat că România nu le lipsește. La primul târg românesc organizat în Regatul Unit a răsunat muzica tradițională, iar mâncarea de acasă a fost vedeta festivalului, care a avut loc în orașul Leeds. Românii s-au delectat cu plăcinte, cozonaci, brânză, dulceață, zacuscă și multe alte bunătăți. Le-au găsit pe toate, însă cel mai important s-au găsit unii pe alții. George are 12 ani și este din județul Vrancea. Locuiește în Leeds împreună cu părinții. Mie îmi place vioara și îmi place să cânt. Studiez vioara de la 6 ani și merg la vioara cu ceva în Leeds. O mică Românie s-a format în orașul Leeds, situat undeva în centrul Regatului Unit al Marii Britanii. Târgul tradițional românesc a reunit mulți conaționali care au reușit să aducă, la mii de kilometri distanță de casă, gustul și meșteșugurile tradiționale. Acest domn, de exemplu, a venit la târg cu lucrări din lemn pe care le face cu drujba. Sunt lucrat în proporție cam de 70% doar cu drujba. Își vinde lucrările cu prețuri între 50 și 200 de lire. Doamna Leti, în schimb, vinde cu doar 5 lire un borcan cu dulceață, făcută acasă, în Anglia. Suntem chiar bucuroși că putem să împărțim cu românii de aici ceea ce facem noi și ceea ce e tradițional românesc, gustul de acasă. Soții Tilea din Argeș fac brânză românească în Sheffield. Au adus câteva kilograme la vânzare la târg. Ei locuiesc de 6 ani în UK. Am găsit un fermier local în Sheffield, mi-a spus despre ideea noastră și mi-a oferit un lucru proaspăt, 100% natură, necoastră. Din păcate nu mai avem marfă, s-a vândut absolut tot. Dacă știam, făceam mult mai mult. De altfel, mai toți expozanții au vândut tot ce au avut. Am venit doar cu 30 de cozonaci, în sănătă viitoare. Tot românești sunt și hainele pentru botez făcute de această doamnă. Noi pregătim tot ceea ce ține de botez, deci de la mânărică, la trusou personalizat prin broderie, cu fărul, unde sunt prezentate toate cele necesare pentru botez. Da? Cumpărătorii, români veniți din întreaga Anglie, s-au bucurat de tot ce au găsit la târg. Și acasă. Muzica și acasă, ca România, e perfect.
Andreea este unul dintre liderii comunității românești din UK. Ea ajută conaționalii din regat cu informații și sfaturi. Scopul acestui târg a fost până la urmă să încercăm să aducem comunitatea românilor din Marea Britanie la un eveniment în care se pot întâlni, pot cunoaște oamenii ce au un anumit talent, precum observație, scumpat cu drujba. Sunt produse fantastice și oamenii foarte talentați. Târgul a fost organizat de Alex Dan Dumitru, care locuiește în UK din 2004. E deja cunoscut în comunitate pentru acțiunile caritabile dedicate românilor de aici. Păcat să nu trimitem mai departe la următoarea generație a copiii noștri din Anglia, tradițiile și obiceiurile noastre frumoase. Pentru că totul a avut un real succes, organizatorii promit să pregătească astfel de târguri și în alte weekenduri. Libertatea de a-ți apăra drepturile este un principiu care stă la baza oricărui stat democratic. Dacă cei care au trecut până acum prin școală nu își cunosc drepturile și obligațiile, pentru generațiile viitoare există o speranță. De anul viitor, toți elevii din România vor studia o nouă materie, educația juridică. Judecătorul Cristi Danileț crede că asistăm la un moment istoric pentru țara noastră. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii spune că totul a pornit de la o idee și s-a transformat într-un uriaș program național. În 2013, Ministerele Educației și Justiției au semnat un protocol prin care oamenii legii puteau să meargă în școli să le explice copiilor noțiuni elementare din sfera juridică. Mai apoi, în 2015, a fost înființată o organizație care reunește autorități, dar și profesori și elevi, cu scopul de a-i familiariza pe cei mici cu noțiuni legate de educație juridică. În această organizație am dezvoltat mai multe resurse de educație juridică. Am scris un manual, Elevul și legea, am făcut o programă pentru această materie opțională, chiar și o aplicație de telefon mobil care te ține la curent cu principalele legi. În prezent, programul s-a extins în peste 120 de școli. Sunt 6.900 de elevi români care fac materie opțională educația juridică. Ei vor afla că în România toate legile sunt obligatorii și trebuie respectate. De asemenea, trebuie respectată autoritatea profesorului, a polițistului, a judecătorului. Că de la 14 ani răspuns penal și contravențional. Că un dosar penal atunci când ești minor poate să aibă efecte asupra întregii tale cariere. Părinții văd această materie ca pe o oportunitate imensă pentru copii. În sfârșit, o disciplină utilă pentru viață, spun ei. Bună, în principiu, ca idee bună. Noțiuni generale, elementare, minime. Și bună, o idee bună. V-ar fi plăcut să învățați și dumneavoastră ceva noțiuni? Da, că era pe timpul nostru, da. Da, era o idee. La debutul implementării acestor noi competențe ne putem baza pe profesorii existenți. Pentru că, repet, dacă discutăm de aplicare începând cu anul școlar viitor, nu ne putem gândi la formarea unor didactice în intervalul ăsta. Legea urmează să intre în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Mierea de albine a fost utilizată încă din cele mai vechi timpuri ca îndulcitor, dar și în tratamente cosmetice. Pe lângă multiplele vitamine, mierea are proprietăți antibacteriene și antifungice. Urmează Sănătate cu stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Intre. Utilizată din cele mai vechi timpuri ca aliment sau ca îndulcitor, mierea de albine face adevărate minuni pentru organism. Beneficiile se datorează conținutului bogat de vitamine, enzime, aminoacizi și minerale și sunt bine cunoscute proprietățile sale antibacteriene și antifungice. Tocmai de aceea mierea este utilizată atât în alimentație, cât și în cosmetică sau în medicina naturistă. Anual, la nivel mondial, sunt produse peste 1,5 milioane de tone de miere de albine, din soiuri diferite. Gustul și textura depind de tipul florilor din care provine nectarul cules de către albine, dar cea mai comună este mierea polifloră. Indiferent de tipul acesteia însă, avantajele pentru organism sunt de necontestat. În primul rând, mierea de albine are efecte antiinflamatorii, motiv pentru care este indicată pentru a reduce simptomele ușoare ale alergiilor sezoniere. Aceasta conține
polen, iar dacă organismul este expus la cantități moderate, ea poate declanșa un răspuns imun al organismului, care produce anticorp la polen. Pe viitor, după expunerile repetate la polen, organismul uman se va obișnui cu factorii externi și nu va mai reacționa alergic. Mierea este un recunoscut remediu antitusiv ce poate calma durerile provocate de inflamații la nivelul gâtului sau răceli. Are efecte lubrifiante la nivelul pielii și este considerat unul dintre cele mai bune medicamente naturale. De asemenea, mierea are efect cicatrizant pentru rănile și arsurile de la nivelul pielii. Ea poate fi aplicată direct pe rană pentru ca aceasta să se vindece mult mai repede, fără durere sau usturime. Mierea este și o excelentă sursă de energie, conținând doar 17 grame de carbohidrați per lingură. Acest zahăr natural neprelucrat, fructoză și glucoză, intră direct în fluxul sanguin și acționează rapid ca o sursă de energie pentru antrenamente și este recomandată în special în cazul exercițiilor de anduranță. În cazul afecțiunilor hepatice, ficatul are nevoie de o cantitate suplimentară de proteine, vitamine și glucide. Consumul de miere este un adjuvant natural pentru sistemul digestiv, ajutându-l să asimileze mai repede nutrienții din alimente, tocmai pentru a hrăni celulele hepatice. Mierea de albine este un produs foarte căutat, iar acest lucru îi determină pe unii producători să recurgă la diverse trucuri pentru a spori producția. Cele mai frecvente sunt adăugarea de siropuri sau de arome care scad din calitatea produsului. Aspectul principal după care vă puteți ghida pentru a alege o miere 100% naturală este cristalizarea sau zaharisirea. Atunci când produsul se întărește și devine mai opac, este semn că mierea a fost extrasă exact așa cum au făcut-o albinele și și-a păstrat astfel toate calitățile intacte. Ieri, zi destul de mohorât, astăzi să vedem ce ne spune Georgia, nu? Dugea, ce ne așteaptă duminică astăzi? Ne bucurăm, nu ne bucurăm de soare? Bună dimineața! Fugim la mare! Bună dimineața tuturor! Ei bine, să știți că temperaturile sunt într-o continuă scădere. Scad și mai mult decât ieri, o să plouă prin partea de est și în sud, așa că, ce să spun, s-ar putea așa să mai apară și soarele în capitală, dar se înseninează, dar continuă să scadă, așadar vreme din ce în ce mai rece pentru această perioadă, da. Vin cu mai multe amănunte chiar acum. Continuă să scadă temperaturile, așa că vremea va fi rece pentru această dată. În prima parte a zilei, în sudul și estul țării, va ploua pe arii restrânse. La munte, mai ales în Carpații de curbură trecător, ar putea să apară precipitații mixte, iar în regiunile vestice și în zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare. Maximele se vor încadra între 8 grade în nordul Moldovei și 17 în sud-vestul Olteniei. Începem săptămâna cu valorii și mai scăzute ca cele de astăzi, în partea de vest vor fi totuși temperaturi puțin mai ridicate. Iată, la Timișoara sunt anunțate 13 grade. La munte, în masivele estice, sunt posibile precipitații mixte în prima parte a zilei, iar pe crestele meridionalilor și Carpaților de curbură, vântul o să sufle mai tare. În capitală se răcește și mai tare. Sunt posibile ploi în prima parte a zilei, dar apoi cerul se înseninează. Maxima urcă astăzi până la 15 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade, posibil mai coborât în cartierele de la periferie. Luni și marți, valorile termice mai scad. Vom avea 12 grade în ambele zile. Cerul va fi variabil, dar șansele să plouă vor fi reduse. Mergem mai departe cu vremea de la munte. Se răcește și acolo și va ploua în munții Banatului, în Carpații meridional și local în orientali. În special noaptea, la altitudini mari, pot fi posibile precipitații mixte. Să vedem acum și temperaturile maxime. Iată, la Sinaia vor fi 4 grade, la Păltiniș 8 și la Stâna de Vale 6 grade. 6 grade. 6. Frumos. Exact asta voiam să spun și eu, mi-ai luat vorba din gură. Mulțumim tare mult, Georgia. Doamnelor și domnilor, vă propunem o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Rămâneți cu noi. Catherine Zeta-Jones se bucură din plin de timpul pe care îl petrece în România. Actrița este uimită de frumusețile țării noastre și împărtășește aventurile sale cu fanii de pe Instagram. În ultima sa postare, Zeta-Jones s-a fotografiat în fața castelului Peleș, despre care a avut numai cuvinte de laudă. Priviți! If I was ever a princess, I'd like to live here. Celebra actriță de la Hollywood, Catherine Zeta-Jones, împărtășește cu fanii săi momente din vizita pe care o face în acest moment în țara noastră.
Prima postare a actriței a fost din hotelul în care e cazată în București, unde le spunea fanilor că se îndreaptă spre filmări dis de dimineață. The sun hasn't yet come up in Bucharest and I'm just about to go into hair and makeup to be Morticia Adams. But outside Madame Tussauds, celebru muzeu din Londra, care prezintă figurile de ceară ale celebrităților, poate fi vizitat acum în Dubai. Voi să mergi acolo, nu? Da, e cald, e bine, e de mers. E și Madame Tussauds. Păi tocmai. Muzeul are ca exponate celebrități din lumea filmului, muzicii, sportului, dar și din lumea politică. Pentru a realiza o astfel de sculptură este nevoie de munca 20 de artiști pricepuți timp de 7 luni. Sculptorii, stiliștii, machiorii și pictorii fac sute de măsurători și mii de poze pentru a se asigura că figurile de ceară vor arăta cât mai real. Prețul pentru a realiza o astfel de sculptură de ceară este de aproape 200.000 de dolari. Muzeul de ceară Madame Tussauds, care are deja 21 de locații în lumea întreagă, este de acum prezent și în însoritul Dubai. This is the first one to open here in the Middle East, here in Dubai on Blue Waters Island. The attraction is offers quite a diversity. It allows the visitors to meet some of their most popular global celebrities from around the world. Cei care ajung la Madame Tussauds pot vedea temele și elementele de design diferite față de celelalte. De îndată ce vizitatorii intră în muzeu, pot simți aerul arabesc de care acesta e înconjurat, datorită palmierilor aurii, a nisipului sau a deșertului, elemente care reprezintă Dubaiul. We also have 16 new figures, wax figures that were made specially for Madame Tussauds Dubai, which those are 16 figures from the Middle East. So we have likes of singing sensations like Nancy Ajram, we have Balkis, we also have various popular Middle Eastern figures from sports and all over industries. Prețul unui bilet pentru a vizita muzeul de ceară variază între 26 și 46 de dolari, în funcție de categoria de vârstă. Muzeul a fost fondat în 1835 de Marie Tussauds, artistă originară din Franța. Prima sa sculptură a fost François Voltaire, pe când Marie avea numai 16 ani. Panică într-un mall din Brazilia, un bărbat a intrat cu mașina prin ușa de sticlă a unui important centru comercial. Nu s-a oprit imediat, ci a mers până în mijlocul magazinului. Se pare de fapt că toată aventura a avut la bază câteva pahare, câteva mai multe pahare de alcool. În apărarea sa, șoferul a declarat că nu a putut să frâneze la timp pentru că mașina ar fi avut probleme tehnice. Momentul a fost surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere de pe stradă și din interiorul mall-ului situat în orașul brazilian Florianopolis. În imagini se vede cum autoturismul, în loc să vireze la dreapta, a intrat pe ușa de sticlă a mall-ului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Însă magazinul a suferit daune materiale majore. Pasnicul mall-ului a fost la un pas de a fi rănit după ce mașina a trecut la câțiva centimetri de el. În cele din urmă, vehiculul s-a oprit într-un stand cu produse de patiserie din mijlocul centrului comercial. Noi avem un sistem de porți de siguranță care dezarmă când sunt submetite la esforț. Asta e pentru chestiune de siguranță. Asta a făcut cu că porțile să caiască, să abrească. E o veículo, quando nós chegamos, quando eu principalmente cheguei aqui, o veículo já estava em cima do quiosque. După ce l-au arestat, polițiștii au constatat că șoferul avea permisul de conducere suspendat. După ce a fost supus testului de alcoolemie, autoritățile au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan. Esse condutor já estava desde junho desse ano com direito de dirigir suspenso, né, por um ano, né? No momento aí de verão, a cidade estará cheia de turistas e as pessoas daqui têm que dar o exemplo, né? Todas as pessoas têm que dar o exemplo e não misturar o álcool com o volante. Bărbatul a fost reținut de polițiști și a fost deschis și un dosar penal pentru conducerea autoturismului în stare de ebrietate. Actrița și regizorul din Rusia, care au filmat prima peliculă în spațiu, au revenit pe pământ. Cei doi au stat aproape două săptămâni la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru realizarea scenelor care vor apărea în filmul Provocarea.
Și trei astronauți aflați de 6 luni pe Stația Spațială Internațională vor putea fi văzuți în câteva secvențe din film. Însoțiți de un cosmonaut rus, cei doi s-au întors în siguranță pe aerodromul din Kazakhstan. Touchdown confirmed. Oleg Novitsky home after 191 days in space for Yulia Parasild and Klim Shipenko. They landed vertically. Awesome, guys. Actrița Yulia Parasild, regizorul Klim Shipenko și cosmonautul Oleg Novitsky au aterizat pe pământ cu racheta Soyuz, a agenției spațiale ruse Roscosmos. După ce capsula s-a desprins de navă, cei trei au aterizat pe aerodromul din Kazahstan, de unde au fost preluați de autoritățile ruse. Where are you? Intitulat provizoriu Provocarea, filmul va spune povestea unui medic chirurg care ajunge pe Stația Spațială Internațională cu misiunea de a salva viața unui cosmonaut. Dacă proiectul cinematografic va fi finalizat cu succes, rușii vor marca o nouă premieră spațială, dar și un punct câștigat în competiția cu NASA și SpaceX. Сложно, времени мало, спали мало, творчество, время на творчество было, его было, конечно, меньше, чем при подготовке к, ну, к фильму на Земле, но я надеюсь, что мы еще успеем наверстать это до взлета. Întoarcerea echipei de filmare pe pământ va fi și ea inclusă în peliculă. Pentru a putea rezista călătoriei în spațiu, actrița și regizorul rus au fost supuși unui regim intens de antrenamente. Prima săptămână de imponderabilitate poate fi cea mai dificilă. Mulți de pe stația spațială au spus asta și pot confirma și eu existența unor potențiale probleme. Ne pregătim cât de mult putem pentru a face față provocărilor. Momentan suntem în stadiul de experiment. Acesta nu este însă singurul proiect cinematografic din lumea spațială. Anul trecut, NASA a anunțat că actorul Tom Cruise va zbura în spațiu pentru un film. Călătoria spațială va fi făcută cu o rachetă SpaceX a companiei deținută de miliardarul Elon Musk. Orașul Christchurch din Noua Zeelandă a rămas fără vrăjitor. Ce ne facem? Primăria a decis să-l concedieze pe bărbatul în vârstă de 88 de ani, care de mai bine de 20 de ani era angajat ca vrăjitor oficial al orașului. Autoritățile au luat această decizie deoarece vrăjitorul nu se mai încadrează în viziunea acestora despre modernizarea orașului. Îmbrăcat în haine specifice meseriei sale, bărbatul predica teorii despre viață și invoca ploaia în perioadele de secetă, dar avea și rolul de a distra publicul, oferind lecții de vrăjitorie. Pentru serviciile sale, bărbatul încasa $16,000 pe an. Un băiețel a atras toate privirile la slujba săptămânală ținută în cetatea Vaticanului. La un moment dat, veți vedea, micuțul a ajuns chiar lângă Papa Francisc. După ce a dat mâna cu suveranul pontif, copilul a încercat să ia boneta de pe capul papei. Momentul a stârnit amuzamentul tuturor credincioșilor prezenți la slujbă. Al contrario, háganse servidores los unos de los otros por amor. Așa cum a promis încă de anul trecut, Donald Trump își face propria rețea socială, aceasta se va numi Truth Social. Fostul lider de la Casa Albă susține că a creat platforma pentru a rezista tiraniei giganților tehnologiei. Trump a fost blocat pe Facebook, Twitter și YouTube după atacul simpatizanților acestui asupra clădirii Capitoliului. Noua rețea socială ar urma să fie disponibilă fanilor fostului președinte încă din primul trimestru al anului viitor. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră special. Vă reamintim că ne puteți găsi pe Facebook, Focus la prima oră, pe WhatsApp și Telegram, la numărul de telefon 0720-111-199, dar și pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Ne puteți urmări, după cum știți, și pe primaplay.ro. Noi ne revedem în câteva minute, la 10 fix. Rămâi pe Prima TV. Am revenit, doamnelor și domnilor. Vă invităm așadar la o nouă oră de Focus la prima oră specială. Mai întâi să vedem împreună cele mai interesante, amuzante, utile și deosebite informații de la noi, dar și de peste hotare. Bojdeuca lui Creangă din Țicău, locul unde au fost scrise amintirile din copilărie, va fi reabilitată. Casa are mare nevoie de reparații, mai ales la acoperiș.
Un artist și-a transformat casa într-o operă de artă și muzeu în același timp. În locuința în care trăiește a fost amenajat Salonul Internațional de Artă Singulară și Artă Naivă. Cine vrea să afle mai multe despre francmasonerie poate vizita un muzeu deschis special la Oradea. Curioșii pot vedea obiectele folosite în ritualuri și chiar o sală de ceremonii. Și momente speciale la Vatican, unde un copil a fost în centrul atenției la slujba ținută de Papa Francisc. Băiatul a urcat pe scenă, a dat mâna cu suveranul pontif și a vrut să ia boneta. Viețile marilor scriitori au lăsat urme care dăinuie și astăzi prin locurile în care au trăit. După 36 de ani, celebra boșdeuca lui Ion Creangă din județul Iași va fi în sfârșit reabilitată. Casa în care se află mai multe colecții importante cu piese vechi va primi o nouă față. Boșdeuca este primul muzeu literal din România și a fost deschis în 1918. Reabilitarea casei lui Creangă va respecta planul inițial al construcției, spun specialiștii. În decursul timpului, boșdeuca a fost restaurată de 4 sau 5 ori, iar de la ultimele reparații au trecut deja 36 de ani. Prima dată în 1918, când s-a deschis muzeul, ultima oară a fost restaurată în 1985. Timpul și-a spus cuvântul, iar acum Bojdeu care din nou nevoie de reparații majore, mai ales la acoperișul prin care începe să intre apa. Aproape 2 milioane de euro costă lucrările de restaurare ale Bojdeucii. Reușim să renovăm primul muzeu literar din România, care a luat naștere în 1918, Boșdeuca lui Creangă din Țicău. Proiectul este realizat printr-un proiect transfrontalier împreună cu Raionul Făleș din Republica Moldova. Proiectul are o valoare de 1.700.000 de euro, dintre care 1.500.000 sunt fonduri nerambursabile. Peste 50.000 de oameni trec anual pragul boșdeucii lui Creangă, aceasta fiind pe primul loc în Iași la capitolul muzee vizitate. Ajungând în Iași pentru prima dată, am hotărât să vedem boșdeuca în primul rând, pentru că am auzit că este o parte din istoria Iașului, este ceva fascinant. A fost un tur interesant, cu prilejul vizitei noastre în Iași, noi suntem de la București. E un loc pe care trebuie să-l vizităm odată ce suntem aici. A fost o experiență cu adevărat unică. La școală doar auzi din povești așa cum arăta casa și detalii destul de puține, dar e frumos să le vezi. Suntem în odaia în care a venit să locuiască Creangă la vârsta de 35 de ani. Era într-o perioadă grea a vieții. Fusese dat afară din casa bisericii de la Golia, își pierduse slujba de diacon, de învățător. Așa începe fiecare prezentare pentru turiștii care ajung la boșdeuca lui Creangă din Țicău, de la Iași. Fiecare vizitator rămâne cu imaginea unei căsuțe mici, dar pline de obiecte vechi și aer literar, unde marele scriitor moldovean a știut să își pună amprenta care dăinuie peste ani. Zilele acestea s-a deschis la Oradea primul muzeu al francmasoneriei din estul Europei. Amenajat în fostul templu al lojei Vrădene, spațiul le prezintă vizitatorilor obiecte folosite în ritualuri, dar și o sală de ceremonii reabilitată după reguli stricte. Cei care vor trece pragul muzeului pot afla informații mai puțin știute despre Mihail Sadovean, Octavian Goga sau Spiru Haret, unii dintre cei mai cunoscuți mason români. Lucrările de reabilitare ale fostului templu ale lojei masonice regele Ladislau din Oradea au fost finalizate iarna trecută și au costat aproximativ 6 milioane de lei, bani europeni. Restauratorii au respectat structura inițială a clădirii, precum și designul interior. De o săptămână, imobilul a devenit muzeul francmasoneriei, singurul de acest gen din România și din estul Europei. În partea dreaptă a templului, vizitatorii pot vedea o expoziție care prezintă istoria mondială a masoneriei, din secolul al XVIII-lea și până în prezent. Vizitatorul, în primul rând, se familiarizează cu obiecte de genul paramentele, care sunt specifice unui port al marelui maestru. Vorbim de colan, de șorți, de mănuși sau chiar de medalii cu pietre prețioase. Sunt cele două săbii de Toledo, sabia înflăcărată, care o poate atinge și o folosește doar marele maestru. În aceeași încăpere sunt expuse documente, fotografii și obiecte folosite de masonii români din ultimul secol. În imagini sunt prezentați și cei mai de seamă membri ai lojelor românești, Vasile Alexandrin, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga sau Spiru Haret. Cele peste 100 de obiecte au fost împrumutate de la colecționari, dar și de la Marea Lojă Națională. În partea stângă a fostului templu a fost amenajată o sală de ceremonii, astfel ca vizitatorul să înțeleagă în tocmai cum se desfășurau acestea. Admirăm biroul marelui maestru, după cum bine putem vedea, el era cel care va deci
Scaunele din spate sunt pentru invitații săi, iar în partea dreaptă putem să admirăm biroul trezorierilor, iar restul locurilor din templu erau destinate celor care participau la întâlniri. Nu lipsesc săbile și nici Biblia, care era așezată pe o masă în fața biroului conducătorului suprem al lojei. Muncitorii au respectat cromatica din trecut, tavanul și pereții fiind vopsiți cu albastru, o culoare predominantă în masonerie. Pe pereți putem să admirăm cele 12 zodii, care sunt foarte bine reliefate. În spate putem să admirăm de asemenea câteva dintre simbolurile specifice masoneriei. Muzeul francmasoneriei din Oradea este compus și din alte două încăperi. Prima este cabinetul de reflexie, iar cea de-a doua este biroul maestrului lojii, de unde nu lipsesc obiectele de îmbrăcăminte ale acestuia, bastonul și carnețelele în care își nota activitatea. Deși s-a deschis de scurt timp, muzeul a devenit un principal punct de atracție. Foarte mulți oameni au venit cu foarte mare drag, au plecat cu o părere extraordinar de bună. Muzeul francmasoneriei din Oradea poate fi vizitat de marți până duminică în intervalul orar 10-18. Biletul de intrare costă 10 lei pentru adulți și 5 pentru copii. Vești bune pentru turiștii care ajung la mare. Peste 3 ani vor putea vizita un nou acvariu. Noua construcție va fi asemănătoare cu cele din Spania, Germania sau Turcia. Pe lângă speciile de pești din toate mările și oceanele lumii, chiar și din Amazon, în noul acvariu vor putea fi văzuți și pinguini. Actuala clădire, o emblemă a orașului Constanța, s-ar putea transforma în restaurant. Noul acvariu va avea două bazine de tip tunel, în care turiștii vor vedea pești din toate mările lumii, rechin de talie mare și pești autohton din Marea Neagră și din Dunăre, inclusiv sturioni. Suprafața clădirii va fi aproape triplă, 2600 de metri, pe trei etaje. La intrare vom avea două bazine, un bazin cu ecosistem deltaic și unul amazonian, pești de apă dulce. Vom avea ocean planetar, rechin, pești lună, pisică de mare. Avem pești de coral, avem pești de apă dulce, avem de asemenea mai nou și broscuțe de uscat. Cea mai mare atracție o are bazinul de coral, pești viu colorați, care sunt o atracție mai ales pentru copilași, și pești colorați care încântă foarte, foarte tare. Vor mai fi patru acvarii mici cu pești din Amazon, dar și din delta Dunării. Marea atracție va fi bazinul de pinguini. Aceștia au nevoie de un anumit mediu și de temperaturi speciale. În fiecare vară la Constanța, acvariul și cu delfinariul sunt principalele atracții pentru mii de turiști. Sunt de departe cele mai vizitate și nu de puține ori se formează cozi kilometrice. Un nou acvariu este necesar pentru Constanța, deoarece îmbunătățește semnificativ oferta turistică în zonă. Acest obiectiv are mari șanse să îmbunătățească oferta turistică a zonei de litoral. Contractul noului acvariu costă jumătate de milion de lei. Pentru elaborarea proiectului tehnic se va lucra cu biologi, iar ei își vor spune cuvântul. Pentru actualul acvariu, care funcționează pe faleza cazinoului, autoritățile județene nu s-au decis încă ce folosință să-i dea. Ar putea fi păstrat în forma actuală ca un acvariu mai mic sau ar putea fi transformat în restaurant. Nu, lăsați-o cu restaurantele, că avem destule. Ar fi bine să rămână un punct al acvariului cu ce consideră dumnealor că e de văzut. Ar fi păcat, sincer, să se renunțe și la acesta, întrucât datează de foarte mulți ani și face parte din cultura Constanței. În noul acvariu vor fi amenajate mai multe spații de joacă pentru copii, inclusiv un teatru destinat acestora. Dacă lucrurile se vor desfășura conform planului în maxim 3 ani, noul acvariu ar trebui inaugurat. Până la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor, județul Neamț va fi un reper în lumea artei plastice din țara noastră și asta datorită artistului Laurențiu Dimișc. Acesta a deschis oficial Salonul Internațional de Artă Singulară și Artă Naivă, unicul de acest fel din România. Pentru a transmite cât mai multă emoție, artistul a amenajat totul chiar în propria sa casă, pe care a transformat-o, veți vedea, într-o adevărată operă de artă. Zeci de lucrări din spectrul artei singulare, opere unice în această lume, dar și din cel al artei naive, lucrări de pictori amatori, care însă transmit mesaje extrem de puternice, pot fi admirate până la finalul anului la Dimișc Art Gallery. Pentru vernisajul expoziției, artistul Laurențiu Dimișc a adunat lucrări semnate de peste 70 de artiști din toate colțurile țării. E o pasiune de-a mea, îmi place să o fac și pe art curatorul, în sensul că și eu la rândul meu am fost promovat de către
către alții și atunci cu posibilitățile mele și ale celor din jur reușesc să îi promovez și pe cei care au talent, știu, și spun multe, probabil în prezent și în viitor. Totul se întâmplă chiar în casa artistului, pe care a transformat-o într-o galerie de artă. Este un eveniment care merită să fie văzut. Laurențiu are ceva de spus, este o explozie de culoare, de imaginație, de creativitate și mă bucur din suflet. Înseamnă a scoate din anonimat ținuturile noastre, înseamnă ceva cu totul deosebit, înseamnă un punct valoros, poate chiar pentru turismul nemțean. Cred că se poate promova județul, pentru că Laurențiu permite asta. Pot în primul rând oamenii să fie inițiați în ideea de artă. Începem încetul cu încetul să vedem viața în culori, nu? Până acum am văzut-o în nuanțe, acum începem să vedem lucrurile colorat, cum îi place lui să spună. Deci avem nevoie și de culoare în viața noastră, pentru că, să fim de acord, viața noastră a avut cam prea mult alb și negru, cam atât a avut până acum. Pentru unii artiști care și-au expus lucrările aici, aceasta este o oportunitate imensă de a se lansa în carieră. Da, cred că misticul e ceea ce le unește, pentru că eu mereu am fost interesat de metafizică, de spiritualitate, de religie, tot ceea ce ține de spectru exterior fizicului. Și asta se vede în lucrările mele foarte mult și o imaginație foarte puternică. Este o formă de promovare foarte frumoasă, o inițiativă interesantă, originală, mai ales aici într-un satuc din Gura Văii, deci nu, cu o posibilitate enormă de dezvoltare pentru mine, cât și pentru ceilalți artiști, sigur. Salonul de artă, aflat la numai 10 km de orașul Piatra Neamț, va rămâne deschis până pe 17 ianuarie 2022. Lucrările expuse pot fi nu doar admirate, ci și cumpărate. Au prețuri între 100 și 10.000 de euro. La doar 6 ani, o fetiță are o pasiune mai puțin obișnuită pentru vârsta ei. Micuța este deja maestră în arta dresajului canin. De cele mai multe ori, câinii pe care îi dresează sunt chiar mai mari decât ea. Fetița e uimit și pe dresorii profesioniști prin modul în care se impune în fața patrupedelor. Siguranța și curajul Antoniei a determinat pe părinții săi să investească mai mult în pasiunea micuței. Totul este răsplătit atunci când pot spune cu mândrie că fetița lor este unul dintre cei mai tineri dresori pe care i-are România. Așteaptă! Așteaptă! Hop! Hop! Bravo! Șezi! Șezi! Nu, șezi! Șezi! Ce urmează să faci acum cu cățelul? Acum o să fac aport. Acest ciobănesc belgian este atent la fiecare mișcare inițiată de Antonia. Așteaptă sau sare peste obstacole și mereu își primește recompensa. Fetița și-a dezvoltat o abilitate extraordinară în lucrul cu câinii, spun părinții ei. Atenția și răbdarea pentru un copil de 6 ani sunt calități rar întâlnite, iar părinții au observat aceste lucruri și muncesc zilnic împreună cu ea. Ne spui numele prietenului tău? Lizzy. Este fetiță? Da. Și ce îi place cel mai mult să facă? Îi place să alerge, să se joace și să mai facă chestii noi. Îi plac câinii de talie mare, dar reușește să-i țină în frâu și pe cei mici. Arta dresajului implică disciplină și micuța Antonia a învățat asta chiar de la tatăl ei, dresor profesionist. N-am insistat niciodată să învețe dresaj, pot spune că nu i-am explicat niciodată, pur și simplu a furat meseria de la mine. Are pasiune, simte câinii, observă foarte bine comportamentul lor și de fapt asta trebuie îndresat să simți câinele. Și el își simte deja. De o viață, de când e mică, a crescut cu câinii și s-a integrat perfect în haita lor. Pandemia i-a determinat pe români să-și cumpere animale de companie, crezând că totul e ușor cu ele. Însă, au realizat că și acestea au nevoie de educație, astfel că numărul celor care apelează la dresaj profesional este în creștere. Tot pandemia a dat naștere unui nou concept de dresaj.
dresaj, la hotel. Proprietarii preferă să vadă rezultatele evoluției patrupedelor într-un timp scurt și preferă să-i lase o perioadă la hotelul de dresaj. Aici antrenamentele sunt intense și se întind pe ore bune în decursul unei zile. Sunt foarte multe site-uri de specialitate, dar nu oferă chiar totul pe tavă proprietarilor și de multe ori proprietarii nu știu exact cum să-și educe câinii, cum să-i crească. Sunt două programe de dresaj. Dresajul de grup la care participă proprietarii și lucrează sub îndrumarea mea sau dresajul în regim hotelier pe perioada căreia câinii rămân cazați la noi cât timp sunt educați. Profesioniștii ne dau un sfat extrem de prețios. Dacă vă doriți un animal de companie, este important să-i oferiți și timp. Considerat a fi secretul frumuseții și tinereții Cleopatrei, laptele de măgăriță e tot mai căutat în țara noastră. Fermele de profil au comenzi de zeci de litri pe zi, asta și datorită faptului că e un remediu pentru afecțiunile pulmonare. Mulți îl folosesc în recuperarea post-COVID, în timp ce părinții îl cumpără pentru a-i proteja pe cei mici de bolile de sezon. Totuși, prețul unui litru de lapte miraculos poate ajunge până la, atenție, 160 de lei. Soții Anca împreună două fetițe gemene în vârstă de 5 ani. Supărați că micuțele răcesc prea des, cei doi au căutat soluții alternative. Au găsit pe internet referințe bune despre laptele de măgăriță și nu au mai stat pe gânduri. De două săptămâni au început cura, iar rezultatele, spun ei, sunt din ce în ce mai bune. Am avut fel și fel de probleme respiratorii, bronșite, pneumonii, laringite și am încercat laptele de măgăriță. Și cum este? Foarte bun, deci ne ajută. De când am început să le dau lapte de măgăriță, nu s-a mai îmbolnăvit. Înainte le dădeați medicamente bune? Da, medicamente, da, antibiotic. Cum micuțele se simt mai bine în preajma animalelor, de cele mai multe ori laptele, extrem de slab în grăsim, este cumpărat direct de la sursă. E bun? Da. N-ai mai răcit? Nu. Cum e aici? Spune-ne și tu, cum e aici la fel? Bine, că mâncă-i măgăricele. Laptele de măgăriță se bea crud, de obicei dimineața pe stomacul gol. E recomandat o doză între 100-150 de mililitri. Indicat să nu se fiarbă, pentru că atunci aș pierde din proprietăți. Afacerile cu lapte de măgăriță sunt tot mai prospere în România. Frații Câmpan s-au mutat în urmă cu 6 ani în satul natal Mierlău, unde au înființat o fermă cu un singur animal. Acum au peste 200 de măgărițe și vând 40 de litri de lapte pe zi. În timpul pandemiei, comenzile s-au dublat, deși prețul unui litru de lapte este de 100 de lei în cazul laptelui normal și de 160 de lei pentru cel premium. Laptele de măgăriță se vinde ca pâinea caldă și la Cluj. O altă familie a investit în anul 2018 într-o fermă de măgărițe. Au început cu 9 și acum au 127. În primul rând, laptele de măgăriță e similar laptelui matern, în proporție de 97%. În concluzie, are practic tot ce are organismul nostru nevoie ca să funcționeze perfect. Rețeaua de clienți a clujenilor este foarte bine pusă la punct și oamenii își primesc porția. Salut! Mă duc la Picu. Mulțumesc. Pentru Eric. Mulțumesc! Cu drag! Să-l pui la frigii. Părinții spun că sunt mulțumiți de lapte, chiar dacă prețul acestuia este mai ridicat decât prețul laptelui de vacă. Simt că este un lapte bun pentru copii, mai ales pentru tusea lor și pentru tot felul de chestii pentru imunitate. Și seamănă foarte mult cu laptele de mamă, ceea ce copiii sau oamenii îl adoră. Cum laptele se consumă crud, specialiștii recomandă depozitarea lui la rece, dar nu mai mult de 10 zile. Chiar dacă sunt departe de casă, românii din Marea Britanie s-au asigurat că România nu le lipsește. La primul târg românesc organizat în Regatul Unit a răsunat muzica tradițională, iar mâncarea de acasă a fost vedeta festivalului, care a avut loc în orașul Leeds. Românii s-au delectat cu plăcinte, cozonaci, brânză, dulceață, zacuscă și multe alte bunătăți. Le-au găsit pe toate, însă cel mai important s-au găsit unii pe alții. George are 12 ani și este din județul Vrancea. Locuiește în Leeds împreună cu părinții. Mie îmi place vioara și îmi place să cânt. Studiez vioara de la 6 ani și merg la școala conservatorului în Leeds. O mică Românie s-a format în orașul Leeds, situat undeva în centrul Regatului Unit al Marii Britanii. Târgul tradițional românesc care a unit mulți conaționali care au reușit să aducă, la mii de kilometri distanță de casă, gustul și meșteșugurile tradiționale. Acest domn, de exemplu, a venit la târg cu lucrări din lemn pe care le face cu drujba. Sunt lucrat în proporție cam de 70% doar cu drujba. Își vinde lucrările cu prețuri între 50 și 200 de lire.
Doamna Leti, în schimb, vinde cu doar 5 lire un borcan cu dulceață, făcută acasă, în Anglia. Suntem chiar bucuroși că putem să împărțim cu românii de aici ceea ce facem și ceea ce e tradițional românesc, gustul de acasă. Soții Tilea din Argeș fac brânză românească în Sheffield. Au adus câteva kilograme la vânzare la târg. Ei locuiesc de 6 ani în UK. Am găsit un fermier local în Sheffield, mi-a spus despre ideea noastră și mi-a oferit locuit proaspăt 100% natură, necoastră. Din păcate nu mai avem marfă, s-a vândut absolut tot. Dacă știam, făceam mult mai mult. De altfel, mai toți expozanții au vândut tot ce au avut. Am venit doar cu 30 de fazonaci, în sănătă viitoare. Tot românești sunt și hainele pentru botez făcute de această doamnă. Noi pregătim tot ceea ce ține de botez, deci de la mânărică, la trusou personalizat prin broderie, cu fărul, unde sunt împărtate toate cele necesare pentru botez. Da? Cumpărătorii, români veniți din întreaga Anglie, s-au bucurat de tot ce au găsit la târg. Andreea este unul dintre liderii comunității românești din UK. Ea ajută conaționalii din regat cu informații și sfaturi. Scopul acestui târg a fost până la urmă să încercăm să aducem comunitatea românilor din Marea Britanie la un eveniment în care se pot întâlni, pot cunoaște oamenii ce au un anumit talent, precum observați, sculptat cu vulpa. Sunt produse fantastice și oamenii foarte talentați. Târgul a fost organizat de Alex Dan Dumitru, care locuiește în UK din 2004. E deja cunoscut în comunitate pentru acțiunile caritabile dedicate românilor de aici. Păcate să nu trimitem mai departe la următoarea generație a copiii noștri din Anglia, tradițiile și obiceiurile noastre frumoase. Pentru că totul a avut un real succes, organizatorii promit să pregătească astfel de târguri și în alte weekenduri. Stenoza aortică apare atunci când una dintre valvele inimii nu se mai închide complet, iar fluxul sangvin este afectat. O astfel de afecțiune poate crea probleme grave bolnavilor. Urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre. Bună dimineața! Una dintre cele mai frecvente probleme ale inimii este stenoza aortică. Aceasta apare de obicei ca urmare a unui defect congenital, ori se dezvoltă pe măsură ce organismul îmbătrânește și vasele de sânge se rigidizează. Tratamentul luat la timp poate scuti pacientul de o intervenție chirurgicală, dar în cazurile severe, înlocuirea valvei este singura soluție de vindecare. Stenoza aortică este o îngustare a valvei aortice și apare de regulă la persoanele mai în vârstă. Această îngustare creează un baraj care cu timpul reduce fluxul de sânge pompat de la inimă în artera principală și apoi către întregul corp. Se recunoaște practic prin trei simptome majore. Este în primul rând dispnea de efort, adică pacientul nu mai are capacitatea de efort normală, obosește la cele mai mici eforturi și la efortul din ce în ce mai mici. Dacă, de exemplu, urca un deal înainte cu ușurință, în momentul în care începe să apară stenoza aortică, urcă mai greu, obosește la primii pași și atunci este un simptom care trebuie să îi dea de gândit pacientului. Al doilea simptom major este angina pectorală, adică pacientul începe să aibă dureri de piept la eforturi, din cauza că sângele care trece în circulația coronariană este dintr-o cantitate din ce în ce mai mică. Nu se oxigenează suficient mușchi miocardic. Și al treia simptom major este sincopa, adică pacientul face un efort și își pierde cunoștința pentru câteva secunde. Asta din cauza că cantitatea de sânge care ajunge în circulația cerebrală este insuficientă. Deci aceste trei simptome majore trebuie să-l facă pe acest pacient să se prezinte la medic de urgență.
Există și forme asimptomatice pentru care nu se indică în general tratament. În cazul stenozei aortice progresive, însă, operația de înlocuire a valvei este singura soluție care tratează. Înlocuirea acestei valve se face fie chirurgical, fie prin proceduri de cardiologie intervențională. Chirurgical, sigur, este operația clasică. Stenotomie mediană, se oprește cordul și se înlocuiește valva aortică. Se excizează, se scoate valva aortică bolnavă și se montează o proteză. Mai modern, se face prin chirurgie minim-invazivă, fie mini-sternotomii, fie mini-toracotomii, deci incizii mai mici, prin care se înlocuiește valva exact prin procedura clasică chirurgicală, dar nu pe incizie de sternotomie, ci prin incizii mici, mai, să zicem, mai estetice. Și a treia procedură, care îți spuneam, de cardiologie intervențională și chirurgie cardiacă, este procedura TAVI, este înlocuirea valvei prin proceduri transcateter, adică se introduce o valvă pe cale arterială, femurală, și pacientul nu este supus intervenției chirurgicale, deci fără niciun fel de incizii. Este o procedură modernă, este o procedură mai puțin invazivă. Stenoza aortică se asociază de multe ori cu factori de risc, precum diabetul, obezitatea sau hipertensiunea. Aceasta poate fi parțial preîntâmpinată prin tratarea corectă și timpurie a acestor boli. Vrem să aflăm neapărat cum va fi vremea. Astăzi, mâine, Georgia, ce ne poți spune? Bună dimineața tuturor. E bine, pentru capital, astăzi vom avea o maximă de 15 grade, iar în zilele următoare nu mai mult de 12, așadar... 15 cu soare sau fără soare? Se înseninează. Acum, în prima parte a zilei sunt așteptate ploi, apoi se înseninează, iar în următoarele zile cerul va fi variabil. Așadar, este posibil să vedem și în zilele următoare așa. Deci merge un vin fiert pe terasă după amiază. Da. În cabana, bineînțeles. Detalii, te rugăm frumos. Chiar acum. Așadar, continuă să scadă temperaturile, așa că vremea va fi rece pentru această dată. În prima parte a zilei, în sudul și estul țării, va ploua pe arii restrânse. La munte, mai ales în Carpații de curbură trecători, ar putea să apară precipitații mixte, iar în regiunile vestice și în zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare. Maximele se vor încadra între 8 grade în nordul Moldovei și 17 în sud-vestul Olteniei. Începem săptămâna cu valori mai scăzute ca cele de azi. În partea de vest vor fi cele mai ridicate temperaturi, dacă le putem spune așa. La Timișoara, iată, sunt anunțate 13 grade. La munte, în masivele estice, sunt posibile precipitații mixte în prima parte a zilei, iar pe crestele meridionalilor și Carpaților de curbură, vântul o să sufle mai tare. În capitală se răcește și mai mult. Sunt posibile ploi în prima parte a zilei, dar apoi cerul se înseninează. Maxima va urca astăzi, iată, până la 15 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade, posibil mai coborâtă în cartierele de la periferie. Luni și marți, valorile termice mai scad, vom avea 12 grade în ambele zile, cerul va fi variabil, dar șansele să plouă vor fi reduse. Mergem mai departe cu vremea de la munte, se răcește și acolo și va ploua în munții Banatului, în Carpații meridional și local în orientali, în special noaptea la altitudini mari vor fi posibile precipitații mixte. Să vedem acum și temperaturile maxime de la munte, iată, la Sinaia vor fi 4 grade, la Păltiniș 8, iar la Stâna de Vale 6 grade Celsius. Mulțumim tare mult, Georgia. Eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ar trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate, ești de acord? Da, nu plecați, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Libertatea de a-ți apăra drepturile este un principiu care stă la baza oricărui stat democratic. Dacă cei care au trecut până acum prin școală nu își cunosc drepturile și obligațiile pentru generațiile viitoare, există o speranță. De anul viitor, toți elevii din România vor studia o nouă materie, educația juridică. Judecătorul Cristi Danileț crede că asistăm la un moment istoric pentru țara noastră. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii spune că totul a pornit de la o idee și s-a transformat într-un uriaș program național.
În 2013, Ministerele Educației și Justiției au semnat un protocol prin care oamenii legii puteau să meargă în școli să le explice copiilor noțiuni elementare din sfera juridică. Mai apoi, în 2015, a fost înființată o organizație care reunește autorități, dar și profesori și elevi, cu scopul de a-i familiariza pe cei mici cu noțiuni legate de educație juridică. În această organizație am dezvoltat mai multe resurse de educație juridică. Am scris un manual, Elevul și legea, am făcut o programă pentru această materie opțională, chiar și o aplicație de telefon mobil care te ține la curent cu principalele legi. În prezent, programul s-a extins în peste 120 de școli. Sunt 6.900 de elevi români care fac materie opțională educația juridică. Ei vor afla că în România toate legile sunt obligatorii și trebuie respectate. De asemenea, trebuie respectată autoritatea profesorului, a polițistului, a judecătorului, că de la 14 ani răspuns penal și contravențional, că un dosar penal atunci când ești minor poate să aibă efecte asupra întregii tale cariere. Părinții văd această materie ca pe o oportunitate imensă pentru copii. În sfârșit, o disciplină utilă pentru viață, spun ei. Bună, în principiu, ca idee bună. Noțiuni generale, elementare, minime. Și bună, o idee bună. V-ar fi plăcut să învățați și dumneavoastră ceva noțiuni? Da, era pe timpul nostru, da. Da, era o idee. La debutul implementării acestor noi competențe ne putem baza pe profesorii existenți. Pentru că, repet, dacă discutăm de aplicare începând cu anul școlar viitor, nu ne putem gândi la formarea unui didactic în intervalul ăsta. Legea urmează să intre în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Panică într-un mall din Brazilia. Un bărbat a intrat cu mașina prin ușa de sticlă a unui important centru comercial. Nu s-a oprit imediat, ci a mers până în mijlocul magazinului. Se pare că toată aventura a avut, de fapt, la bază câteva pahare de alcool. În apărarea sa, șoferul a declarat că nu a putut să frâneze la timp, pentru că mașina ar fi avut probleme tehnice. Eu cred că el căuta sticla. Momentul a fost surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere de pe stradă și din interiorul mall-ului situat în orașul brazilian Florianopolis. În imagini se vede cum autoturismul, în loc să vireze la dreapta, a intrat pe ușa de sticlă a mall-ului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Însă magazinul a suferit daune materiale majore. Pasnicul mall-ului a fost la un pas de a fi rănit după ce mașina a trecut la câțiva centimetri de el. În cele din urmă, vehiculul s-a oprit într-un stand cu produse de patiserie din mijlocul centrului comercial. Noi avem un sistem de porți de siguranță care dizarmă când sunt submetidas a esforço, né? Isso é por questão de segurança. Isso fez com que as portas caíssem, abrissem. E o veículo, quando nós chegamos, quando eu principalmente cheguei aqui, o veículo já estava în cima do kiosc. După ce l-au arestat, polițiștii au constatat că șoferul avea permisul de conducere suspendat. După ce a fost supus testului de alcoolemie, autoritățile au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan. Esse condutor já estava desde junho desse ano com direito de dirigir suspenso, né, por um ano, né? No momento de verão, a cidade estará cheia de turistas e as pessoas daqui têm que dar o exemplo, né? Todas as pessoas têm que dar o exemplo e não misturar o álcool com o volante. Bărbatul a fost reținut de poliție și a fost deschis și un dosar penal pentru conducerea autoturismului în stare de ebrietate. Actrița și regizorul din Rusia, care au filmat prima peliculă în spațiu, au revenit pe pământ. Cei doi au stat aproape două săptămâni la bordul Stației Spațiale Internaționale pentru realizarea scenelor care vor apărea în filmul Provocarea. Și trei astronauți aflați de 6 luni pe Stația Spațială Internațională vor putea fi văzuți în câteva secvențe din film. Însoțiți de un cosmonaut rus, cei doi s-au întors în siguranță pe aerodromul din Kazakhstan. Touchdown confirmed. Oleg Novitsky home after 191 days in space for Yulia Parasild and Klim Shchepenko. Landed vertically. Awesome guys. Actrița Yulia Parasild, regizorul Klim Shchepenko și cosmonautul Oleg Novitsky au aterizat pe pământ cu racheta Soyuz a agenției spațiale ruse Roscosmos. După ce capsula s-a desprins de navă, cei trei au aterizat pe aerodromul din Kazahstan, de unde au fost preluați de autoritățile ruse. Where are you?
Intitulat provizoriu Provocarea, filmul va spune povestea unui medic chirurg care ajunge pe Stația Spațială Internațională cu misiunea de a salva viața unui cosmonaut. Dacă proiectul cinematografic va fi finalizat cu succes, rușii vor marca o nouă premieră spațială, dar și un punct câștigat în competiția cu NASA și SpaceX. Сложно, времени мало, спали мало, творчество, время на творчество было, его было, конечно, меньше, чем при подготовке к, ну, к фильму «На земле», но я надеюсь, что мы еще успеем наверстать это до взлета. Întoarcerea echipei de filmare pe Pământ va fi și ea inclusă în peliculă. Pentru a putea rezista călătoriei în spațiu, actrița și regizorul rus au fost supuși unui regim intens de antrenamente. Prima săptămână de imponderabilitate poate fi cea mai dificilă. Mulți de pe stația spațială au spus asta și pot confirma și eu existența unor potențiale probleme. Ne pregătim cât de mult putem pentru a face față provocărilor. Momentan suntem în stadiul de experiment. Acesta nu este însă singurul proiect cinematografic din lumea spațială. Anul trecut, NASA a anunțat că actorul Tom Cruise va zbura în spațiu pentru un film. Călătoria spațială va fi făcută cu o rachetă SpaceX a companiei deținută de miliardarul Elon Musk. Vremea s-a schimbat brusc, au venit ploile, așa că echipa noastră de pescare a îmbrăcat hainele de vreme rece și a mers pe lacurile în care șalăul, ștucabibanul și somnul sunt la ei acasă. Cum s-au descurcat colegii noștri, dar și invitaților, vedem chiar acum în rubrica Încârlig. Adevărata aventură începe pe o ploaie măruntă. După spusele invitaților noștri, o să fie o zi plină cu capturi deosebite pe lacurile de la Milotina. Invitații de astăzi sunt Valinițu, un experimentat pescar de spinning, care ne și destăinuie ce capturi facem astăzi. Luăm cea mai mare știucă. Luăm trofeul la știucă și la șalău. Apoi Bogdan Ristea ne face cunoștință cu... Colegul meu de astăzi este Gabriel Bănică. Așa? Prieten foarte bun și un pescar foarte bun la șalău. Deci dacă e prieten cu tine, e prieten și cu Liviu? Da, și cu Liviu. Da, clar. Ia zi, cea mai mare captura ta? Astăzi? Sau... Astăzi. Astăzi o să fie un 70 șalău. Un 70 șalău, bine. Am făcut cunoștință cu invitații, am văzut ce au de gând să pescuiască, așa că cei patru mușchetari se aventurează pe apa lacului 2. Toți într-o barcă, una specială, cu două motoare. Unul termic, altul electric, care are și rol de ancoră. De tehnologia a lovit tare și pescuitul. În barcă e destul loc pentru a începe pescuiala. Ajungem pe locul de pescuit și începem să lansăm în patru direcții pe structura de sub apă. Acolo îi place șalăului să stea. Prima recuperare este a lui Georgian, care are o surpriză pentru cei din barcă. Ce să fie? A dat? Minciuc, minciuc. Bună glumă, dar folositoare. Am aflat pe unde stă dințosul, iar expertul Vali a lovit primul strap. Denumirea populară a șalăului mic. Delfinul. Asta-i ce e, șalău sau știuc? Că prea sare. Delfin. După Vali, intră în schema drillului și Bogdan, cu doi bibani de peste 30 de centimetri. Alea, trebuie să bagi minciugul pentru el. Să nu scăpăm. Da, adevărul e că... 25. Ai găsit, ai dat în bancul de bibani. Nu cred că mai cad peste noi 10 picături de ploaie mocănească și Gabi Bănică, cunoscut în lumea spinningarilor cu porecla Bănel, lovește un șalău de 60 de centimetri. Piesă, nu glum. Nu e plăcut. Acum da, la toată lumea a intrat în clubul celor care au prins câte un șalău. Dacă ne uităm în barcă, tipul în roșu, Georgian, n-a reușit să scoată niciun amărât de strapazan. Ambiția este punctul forte al pescarului nostru de serviciu și în lanseta lui apare primul strap. Așa că toată lumea a prins. Până la urmă,
La filmez aici. Așa că da. Hai să-i dăm drum, că văd doar chinem. Pa, pa, băia. Este. S-a spart gheața partidei de pescuit și toată lumea a prins primul șalău. Urmează un recital de scos din țoși pe ploaia măruntă, iar drillurile chiar și duble. Doi, duo, gemeni. Bravo, băieți, la gemeni. Ziceți că am văzut un filmuleț cu niște tipi care scoteau cu bețele direct așa din lapă, unul după altul, așa și voi, indigouri. Pa! Bravo, Bogdan! Bravo, Bogdan! Ploaia ne-a udat bine, iar frigul a pus stăpânire pe corpurile noastre. Apa a trecut prin haine, așa că ne retragem la cabană să ne încălzim, iar pe masă apar bunătățile. Brânză. De unde e? Brânză de oi, de la Sibianu. Aha. Așa. Așa. Slană. Cu slană de la Alba, de la prietenii mei de la Alba. Ceapă. Ceapă. Coniac. Am crezut că e de ăsta, cum e, ceai. Am mâncat, ne-am încălzit, să trecem pe la fiecare să întrebăm câte ceva despre pescuit. Cele mai mari mărimi la pești răpitori pe care i-a pus? La ștucă am 120, la șalău am 93, la biban am 41, la păstră am 50. Oho! Da, la păstră de lac. 88 de centimetri șalău, ștucă cred că a fost 103. Și biban 33, chiar pe Dâmbovița, în centrul Bucureștiului. Pescuiesc fix după ce m-am măsurat. Am început să și pescuiesc. Chiar. Bogdan, ești singurul care a prins biban. Cum ai reușit să faci lucrul ăsta? Păi vreau să-i mulțumesc iubitei prietenului meu. Mai intrăm un pic pe lac să mai scoatem ceva strapazan. Sare 45. Are 45. Are 45, ce spune. Așa. E mai băiețel așa asta. Să nu se întâlnească cu altă bucă. Da, uite, în direct așa, ca să nu creadă lumea că păcălim. Topă ceva natural, bineînțeles. Hai, Bogdan. Gata, pe ziua de astăzi hotărâm să revenim printr-o partidă mai omenească. Fără ploaie, fără vânt, cu lansetele în vânt. O mică demonstrație. Aha, aha. Bravo, Bănel! Frumos! Mai mare, da. Da, e mai îmbrăcat. Până săptămâna viitoare, mergeți în natură. Aveți grijă de ea și pescuiți și veți avea... Un câmp! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi de Focus la Prima Oră Special. Rămâi alături de Prima TV, pentru că duminica aduce o întâlnire extrem de utilă la Insider Politic. De la ora 11 aflăm totul despre viitorul financiar al României, de la Dan Vulceanu, ministrul interimar al finanțelor. Iar la Poezie și Delicatețe este o zi de mare sărbătoare. Invitata lui Mircea Dinescu de la ora 14 este inegalabila Mirabela Dauer. Vă reamintim că pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la număr de telefon 0720 111 199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe platforma noastră primaplay.ro. Ne revedem mâine dimineață la ora 7 la Focus la Prima Oră. Nu uita, Prima TV te cucerește. O ultimă țigară uitată în colț pe etajeră. La revedere, doamnă. Acest program poate fi urmărit și